O altă cauză care ar fi? Dacă presiunea este prea mare, este predispusă la un contact foarte rigid și totodată există iarăși probabilitatea ca ea să explodeze. Însă și viteza, la viteze mai mari, presiunea în pneu crește. Adică aerul se încălzește și respectiv presiunea crește. Cu atât mai mult dacă presiunea este sub sau deasupra normei, mă corectez, este prea umflat pneu, respectiv există riscul la orice șoc, la un obiect mai ascuțit, o groapă, o gaură, o piatră mai ascuțită să cedeze și respectiv să explodeze.